Vorbeați, aminteați, de fapt, mai devreme, de această nebunie, acest scandal, dacă pot să-l numesc așa, al facturilor foarte mari. Mulți români au primit facturi foarte mari la energie și la gaze. Dumneavoastră ați simțit personal vreo schimbare, de exemplu, la facturile vechi și facturile noi după liberalizare? N-am simțit o schimbare foarte mare, dar nici n-am primit acum. Nici, facturile vin cumva decalat cu una, două luni după, deci încă nu s-a terminat de primit facturile de iarnă și n-am o imagine clară, dar n-am văzut la mine o modificare foarte mare. Ați primit solicitări din partea cetățenilor? Sunt deputate în Parlamentul Da. României. Au venit spre dumneavoastră, nu știu, să vă ceară ajutor cu diverse situații. Noi am relatat în presă și diverse cazuri când, nu știu, o bătrânică, spre exemplu, care stătea într-o garsonieră, a primit o factură de 12.000 de lei. Dumneavoastră ați primit astfel de Am solicitări din partea primit oamenilor? și eu am fost informat despre diverse facturi mai mari. Soluția trebuie să fie dată pentru întreaga populație, pentru că ajuți o persoană sau două, Dar mai noi ales nu. persoanele vulnerabile, pentru că vorbim de persoane care Tocmai au o situație financiară pentru destul de aceștia, precară. pentru persoanele vulnerabile, am promovat și legea consumatorului vulnerabil și acum plafonarea prețurilor la energie. Sunt două măsuri care ajută exact, sau mai ales aceste persoane care au venituri reduse și pentru care aceste facturi pot fi aproape imposibil de plătit, cum ați menționat și cazurile. Dumneavoastră, cum vedeți, personal vă întreb, lăsând la o parte faptul că faceți parte din coaliție de guvernare alături de Partidul Național Liberal, a avut sau are Ministrul Energiei vreo vină în toată această situație? Mă refer aici la domnul Virgil Popescu. Cum vedeți dumneavoastră? Nu știu dacă are o Ar vină. fi putut să gestioneze altfel situația? În primul rând, nu trebuia făcută acea liberalizare. România era deja într-o criză pandemică și trebuia să ne concentrăm pe acea problemă. Nu trebuia să deschidem o nouă cutie a Pandorei. Înțeleg că scopul a fost unul bun. Adică se spunea chiar că va scădea prețul la energie. Dar o gestiune proastă sau un moment prost ales a dus la criza pe care am văzut-o. Deci, Pe care puteam cumva să o anticipăm. puteam să o anticipăm, pentru că, v-am spus, eram în pandemie, era foarte greu de estimat ce se întâmplă. Oamenii erau atenți la altceva. Pentru a obține un efect pozitiv din liberalizare, trebuie să informezi foarte bine oamenii. Cine avea capul, cum se spune, la factura de curent, când era pandemie, nu aveam voie să ieșim din casă, eram obligat să mergem cu mască, foarte multe instituții închise. Momentul a fost foarte prost ales. Deci trebuia să se amâne acest moment și trebuia găsit un mod de a se comunica mult mai bine. Oamenii trebuia să înțeleagă și să afle din timp că se va liberaliza prețurile și să fie sfătuiți cum să-și optimizeze situația din această perspectivă. Iar a doua gestiune greșită, repet, nu știu dacă e vina dânsului personal sau a Ministerului sau a altor persoane de acolo, nu vreau să acuz pe Dânsul nimeni, dar conduce ministerul, conduce ministerul, adică. da. Este legată de faptul că cei mai mulți dintre distribuitorii de energie au ca acționar ministerul. Deci cumva Tot acolo tot ajungem. acolo ajungem. O problemă de gestiune la acest nivel.